Pas important pentru îmbunătățirea calității sistemului medical, guvernul de la Chișinău a decis să scoată alte aproximativ 36 de milioane de lei din fondul său de rezervă pentru a cumpăra echipamente de protecție în contextul luptei împotriva pandemiei de COVID-19. Astfel, printr-un proiect de lege prezentat de vicepremierul Serghei Pușcuța și care a fost aprobat în ședința de astăzi a executivului, din banii alocați, Ministerul Sănătății urmează să cumpere 200.000 de ecrane de protecție și 500.000 de respiratoare. Este un proiect pentru a ne asigura pentru perioada următoare cu echipamente de protecție. La ulterioara rectificare a bugetului, Ministerul Finanțelor va veni cu suplimentarea fondului de rezervă și a fondului de intervenție cu peste 100 de milioane de lei, a menționat prim-ministrul Ion Chicu. Precizăm că contractul de achiziții publice a produselor medicinale va fi atribuit Centrului de Achiziții Publice Centralizat în Sănătate, utilizând procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.